Domnule Gheorghe Ghiț, o victorie destul de severă astăzi la Baia Mare, care practic vă spulberă orice speranță de a mai prinde un loc pentru baraj. Da, astăzi am întâlnit o echipă bună, am încercat, am avut oportunitățile noastre de a marca, dar am primit gol la o fază fixă, după care nu am putut să revenim în joc și ce pot să spun decât să felicit echipa gazdă care a făcut un joc bun și a luat toate cele trei puncte. Mi se pare într-adevăr un pic prea sever scorul, pentru că am avut încă o dată, repet, oportunitățile noastre de a marca. Aveți un jucător de excepție, mai ales la loviturile fixe, acel Blăgea, care a fost foarte aproape tot din lovituri libere să restabilească egalitatea și să vă readucă de cele mai multe ori în joc. Da. Cred că a fost momentul psihologic la 1-0, dar nu a intrat, nu am avut noroc și e greu când întâlnești o echipă cu jucători buni, care conduce și a dominat acest campionat, e greu să obții ceva. Acum, la finele acestei ediții de campionat, vi se pare că Baia Mare a fost echipa mai constantă sau chiar mai bună din această serie? 100%, Baia Mare a demonstrat o etapă de etapă cu câteva sincope că este echipa mai bună, dar în momentul în care ai un lot bun, e clar că totul vine de la sine, au avut un parcurs bun și au dominat competiția. E posibil ca Baia Mare și ca Oradea să meargă la braț în cele două baraje, pentru că întâlnesc de două echipe extrem de puternice, cu Giru și Corvino Cunedoara. Posibil. În meciurile decisive se poate întâmpla orice. Fiecare are șansa lor ca și echipe, vorbesc. Ce așteptări aveți de la aceste ultime etape, două etape ale play-off-ului, în condițiile în care lucrurile sunt cam stabilite? Noi o să continuăm să ne jucăm fiecare meci până la capăt. Cele două etape, acasă cu Dejo și în deplasare cu Cao. Cred că am făcut un parcurs bun în play-off, dar trebuie să recunoaștem când sunt echipe mai bune ca și noi că ne-au fost superioare în speță Baia Mare astăzi. Spre ce se îndeaptă fotbalul bihorean din vară? Nu știm. Eu pot să vorbesc doar de echipa mea. Sper să continuăm cu rezultatele bune, să ne întărim un pic lotul în pauza competițională și să continuăm și să avem un parcurs bun și în campionatul ce urmează. Dar mai avem două etape, încă trebuie să jucăm. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumim și noi!